Phoenix a distrat cu Dinamo în prima manșă a turului optimilor Cupei României. Băieții lui Florin Nini s-au impus cu 80-47 în prima partidă și vor să repete succesul și în partida retur. Vrem să mergem la Dinamo în primul rând să câștigăm, așa trebuie să învățăm, ați văzut că avem jucători tineri, trebuie să învățăm să gândească că tot timpul este loc de și mai bine, mergem acolo să câștigăm. Mă bucur că am reușit să pun în teren toată echipa, au marcat și tinerii, Măciucă 17 ani, David Stan, produsul nostru și Grecu, chiar dacă a avut câteva emoții, putea să facă treabă foarte bună. Deci e o echipă care poate crește, avem gălățenii noștri pe care îi putem forma. Așa cum vă spuneam, contează să vedem ce decizie vom lua după meciul retur de la Dinamo. Florin Nini a ținut să-și facă publică nemulțumirea față de suma care a fost repartizată lui Phoenix la rectificarea bugetară. În anul acesta noi avem un buget mai mic de salarii al echipei și am primit un buget cu 50% mai mic. Da? Deci noi nu am făcut o echipă mai mare, nu am cerut salarii mai mari, din contră, salariile sunt mai mici și asta se poate verifica. Numai că, nu știu, poate nu suntem doriți, poate deranjăm, poate nu știu care este cauza. Cert este că atâta timp cât ai 500 de copii, când ai 10 echipe, 8 echipe de juniori, 4 echipe de seniori, să ajungi să deranjezi și să primești un buget nejustificat, total nejustificat, de o asemenea manieră, nu înseamnă decât o lucrătură mârșavă și, din punctul meu de vedere, o lipsă de respect față de jucători, față de clubul nostru și față de ceea ce am creat 17 ani. Phoenix este un club care a obținut rezultate excelente de când a luat ființă și, mai important decât toate, a creat o pepinieră basketbalistică de excepție.